Miercuri 15 ianuarie, Danubius Călăraș a fost eliminată din Cupa României după ce a pierdut meciul cu CSM Slatina, echipă mult mai experimentată din Liga Florilor, cu scorul de 17-34. Pentru echipa noastră, cele mai bune jucătoare au fost Oana Bidașcu și Irina Croitoru, care au înscris câte 6 goluri. Danubius Călăraș rămâne să se concentreze pe campionat, iar sâmbătă 18 ianuarie de la ora 18 va juca acasă cu CSM București Diva, echipă situată pe locul 3 în clasament.